În premieră, în sectorul 2 al capitalei, vara aceasta vor fi deschise și școli, nu doar grădinițe ca până acum. E un proiect pilot pus în aplicare de primărie în urma solicitărilor venite din partea părinților. 11 instituții de învățământ au intrat în program, printre care și școala gimnazială numărul 66. Activități în aer liber, experimente științifice, bine, în spirit ludic, evident. Învățăm despre cultură și civilizație. Programul este de la 8 la 17, este gratuit pentru toți părinții. Copiii primesc chiar și o masă caldă. Programul se adresează copiilor din clasa 0 până în clasa 4. Alături de ei vor fi chiar profesorii din școală. Și pentru noi este o noutate, este binevenită această experiență. Mă gândesc să fie ceva pe explorarea mediului. De asemenea, experimentele îi încântă foarte mult și aș continua pe limba spaniolă. Pe lângă cele 11 școli, în sectorul 2 vor fi deschise vara aceasta și 11 grădinițe. În sectorul 3, pentru lunile iulie și august din vacanța mare, cele mai căutate au fost locurile din grădinițe. 5 școli și 16 grădinițe rămân deschise vara aceasta în sectorul 3. Unele au un număr de cereri dublu față de anul trecut. Vom funcționa în această perioadă 1 iulie 30 august cu un program prelungit de la 7:30 la 5:30. Sunt activități distractive, activități interactive care se vor desfășura preponderent în aer liber. Cererea a crescut foarte mult. Numai la nivelul sectorului sunt peste 6.000 de solicitări. În sectorul 3, părinții plătesc masa pe care copiii o primesc la școala sau grădinița de vară. La nivelul Bucureștiului, sectoarele 1, 2 și 3 pun la dispoziția părinților locuri atât în grădinițele de vară, cât și în școlile de vară. Sectoarele 5 și 6 le oferă părinților doar locuri în grădinițele care rămân deschise pe durata verii. Însă, până la această oră, sectorul 4 nu a publicat încă numărul de locuri disponibile. În unele instituții de învățământ, înscrierile s-au încheiat. În altele mai pot fi depuse dosare până pe 21 iunie.